Salut, eu sunt Andreea Pastii și în clipul de astăzi o să-ți arăt 6 locuri de vizitat pe lângă Cluj. O să-ți vorbesc din perspectiva noastră, adică o familie cu 3 copii mici. Hai să începem cu primul loc. Moara de Vânt este foarte cunoscută aici la noi printre Clujeni. Îți recomand să o vizitezi dacă n-ai făcut-o încă. Este foarte aproape de oraș. Este lângă Sălicea, aproximativ la 9,5 km. Asta în funcție de din ce parte a Clujului mergi. Ce este acolo? Este un parc de agrement. Sunt foarte multe animale, peste 60 de specii de animale, atât păsări, tot felul de soiuri de păsări zburătoare și păsări care stau pe sol, până la cai, gari, zebre, cămile, porcușor de guinea și multe altele pe care te lasă să le descoperi tu. Cei foarte fain în spațiul ăsta e că poți să mângâi animalele și poți să le dai de mâncare. Primești găleată cu morcov și cu mălai cu porumb ca să le dai să mănânce și îți mănâncă direct din mână, este atât de fain și este un țarc cu iepuraș unde poți să intri cu copii deschizi gardul, ai grijă să nu fugă de acolo iepurașii și puteți să-i luați în brațe și să vă jucați cu ei și să le dați de mâncare și copiii sunt fascinați de chestia asta. Activități ce mai poți să faci în cadrul acestui parc de agrement poți să călărești atât pentru adulți pe cai, cât și pentru copii pe ponei. Se fac plimbări cu un trenuleț, se mai fac plimbări cu sania sau cu căruța în funcție de anotimp. Este și un parc sau un loc de joacă, deci de ăsta, cu castel, cu topogan, cu hintă, cu nisip, cu trambulină. Așa și mai este un parc de asta de aventuri, de cățărat, e amenajat acolo în pădure de sus prin copaci, cu tiroliane, cu, deci cu legat, cu sfor de alea, ești legat și trebuie să te cațeri pe tot felul de obstacole sau cum se zice, parc de aventură, nu știu cum să zic, e foarte fain și el. Și dacă aveți copii energici, trebuie încercat. Dacă vi se face fame, au restaurant și bar, au restaurant atât interior cât și uh, terase, mâncarea este foarte bună și au uh, chiar și cazare dacă vreți să stați o noapte acolo. Așa să mai zic câteva detalii despre locație... Mm, uh. Drumul, acum este bun, s-a asfaltat drumul, deci este drum asfaltat chiar până la Moara de Vânt Parcarea este cam mică, dar dacă e plin, vă descurcați pe acolo, pe străzi, spre iarbă, prin pădure, lăsați undeva mașina Nu este acces cu transport în comun până acolo, doar până în Sălicea și de acolo să mergi pe jos, dar nu cu copiii Uh, priveliștea este wow, este o zonă atât de frumoasă, deci dacă aș avea, dacă aș fi bogată, mi-aș cumpăra acolo teren și casă în Sălicea, îs, uh, prețuri de Cluj, să ne înțelegem, e foarte aproape de Cluj, dar este o, o priveliște foarte faină, trebuie să opriți acolo numai așa, să admirați un pic, când coborâți de la moara de vânt, că urcați pe un deal și se coboară ca să vină apoi la Cluj, Uh, se vede foarte fain așa, e sus pe deal și vezi tot așa la picioarele tale. E wow! Următorul loc de vizitat, dacă tot suntem aici, o să fie lacul Micești. Și l-am pus imediat al doilea, uh, a da, deci n-am făcut un clasament, că locul 1, locul 2 nu e clasament, le-am pus așa în ordine cum mi-au venit mie. Deci lacul Micești, în ordine geografică, este un pic mai încolo de moara de vânt. Și ce o să vezi acolo? Este o pensiune pe malul lacului. Um... Principala atracție cred că e terasa aia, deci au o terasă uh, deasupra apei, e foarte fain, e super fain locul și mâncarea e foarte mega bună, însă meniul este destul de subțire, adică n-au o varietate foarte mare. Au și ciupercuțe, e, e frumos amenajat acolo pe malul lacului, am văzut și oameni care pescuiesc, că nu mă pricep cum e cu, cu permis de pescui dacă ești păscar, știi tu să te interesezi unde și ce cu pescuitul. Au și piscină, iar pe partea cealaltă a lacului este și un teren de joacă pentru copii, însă este vechi. Deci să hinte și linghișpir nu știu cum se zice la ala care se învârte și tot felul de, de asta pentru copii, dar din alea vechi, sunt stricate, rupte, câteva dintre ele mai funcționale, dar eu i-am lăsat pe copii să se joace pe ele, că sunt ruginite, că scârție, că rupt un scaun, că nu știu ce. Le-am dat drumul acolo să se cațere și să-și consume energia, îi numai bine. și niște mese și bănci și atunci, dacă nu vreți să consumați de la terasă, vreți să fie o ieșire mai low budget, puteți să vă aduceți de acasă niște chestii, sandwich orice vreți voi ca să faceți picnic, ori mâncați acolo la masă și cu bancă, ori cu pătura. Mai este mult, este foarte mult loc acolo și aveți loc să stați cu pătura, să faceți picnic, să fie foarte fain. Noi am mers de foarte multe ori aici și, și la moara de vânt și, și la celelalte locații pe care o să ți le zic. Bun, câteva detalii despre locație. Drumul la un moment dat o să fie drum neasfaltat, dar e ok. Mergi încet și e ok. Și aici e zonă foarte frumoasă, uite-te pe geam, în toate părțile că e frumos. Um, parcarea este mică, însă tot așa găsești. Dacă e full, găsești pe acolo, pe iarbă, prin pădure undeva, poți să-ți lași mașina, nu-i stres. Atenție, dacă mergi pe vreme ploioasă, să nu fie cu noroi, fiind neasfaltat, noi uh, am rămas odată în potmoliți acolo. Așa și mai vreau să zic de semnal. Semnalul este foarte rău sau spre zero, deci o să te bazezi pe wifi ul de la ei de la pensiune. Următoarea locație este sau piscină. Este în Sălicea, deci tot prin apropiere la 9,3 km plus minus. Au vreo 5 piscine sau 6, nu mai știu exact. Îi foarte fain că au pentru orice public, deci au atât pentru adulți cu apă adâncă, au bazin separat, 18 plus, unde e interzis copiilor și minorilor, deci 18 plus. Și mai au una mai măricică un pic, dar tot mică, tot pentru copii, unde apa e un pic mai caldă decât în bazinele adulților. Au locuri în piscinele adulților, au, nu știu cum e făcută piscina, că ai loc de șezut și ai și masă înăuntru în piscină și poți să servești așa un cocktail foarte fain sau o arghilea, e mișto atât pentru copii cât și pentru adulți. După cum am zis, ai șezlonguri, o grămadă și poți să alegi unde să stai gen să stai la șezlongurile care sunt lângă piscină dacă ești cu copiii să supraveghezi copiii, în schimb pentru adulți care sunt fără copii și care vor să stea mai în intimitate și să nu audă gălăgia și urlăturile copiilor, este un rând de șezlonguri un pic mai în spatele piscinelor și sunt despărțite de un gard viu. Deci ești cumva în spate și nu vezi gălegie, nu auzi și gen împaci și varza și capra. <laughs> au restaurant și bar, mâncare ai foarte bună, ai, ai de unde alege pentru toată lumea, vegetarieni, copii, carnivori, de toate. Au și un teren de volei cu nisip și ai posibilitatea să organizezi petreceri aici, evenimente, petreceri, orice chestii. Bun, hai să trec la detalii drumul de acces e foarte bun, deci mergi în sat. Asta da, au o parcare foarte mare. Deci accesul la piscină este pe bază de rezervare. Se face rezervare online la ei pe site. O să, uite te în descriere că o să las acolo site-uri și tot felul de la toate locațiile. Asta e un lucru fain pentru că nu lasă să se aglomereze piscina și încă ceva interesant. Au camere de filmat live, deci tu poți să intri pe site și să te uiți în timp direct câți oameni sunt la piscină. Deci nu e filmată de aproape, gen să te vadă toată lumea pe internet. E filmat de sus, din depărtare și e fain că vezi dacă e plin sau dacă ai vrea să mergi cândva când e gol. Vezi mă, că și nu pe acolo ca furnicile, doi oameni în piscină și rest pustiu. E foarte fain. Mai voiam să zic că intrarea mi se pare cam scumpă. Uh pentru familie, deci dacă mergi adulți cu copiii, însă poți să urmărești la ei pe pagina de Facebook că de foarte multe ori fac tot felul de promoții, gen anunță din timp. Săptămâna viitoare, marți, intrare gratuită pentru adulți. Sau joi, intrare gratuită pentru femei. Sau copiii iau gratis. Și dacă prinzi așa o, o zi din asta du-te, du-te că e foarte fain, e foarte fain. La următoarea locație, Someșul Cald, este la 10 km, din nou plus minus în funcție de unde mergi deci mergi, ăsta cald este spre Gilău, o iei acolo la stânga și drumul spre Tarnița, dar nu mergi până la Tarnița că e înainte de Tarnița. E chiar la primul baraj, e barajul vechi, așa îl găsești și pe, pe Waze. Ce poți să faci aici? Atracția principală sunt uh, cei de la Make Waves, uh, a da, tot spațiul de aici se numește Lake View, îi găsești pe Facebook și cei de la Make Waves închiriază hidrobiciclete, caiace, bărci, pedalboard, jetboard sau cum se zice de astea electrice foarte mișto, pentru toată lumea, pentru toate categoriile de vârstă, găsești sigur ceva ce să-ți placă acolo. Astea sunt pe, stai, cum se cheamă? Ponton, da, să cobor pe lac, pe niște pontoane și de acolo mergi. Este și un baldachin sau un scaun de ăsta suspendat și așa o zonă foarte instagramabilă să-ți faci poza acolo. Bun, este, au plajă, cu nisip, au nisip, acolo au dus nisip și cu șezlonguri, poți să faci plajă. Tot acolo, lângă șezlongurile astea, este și un mini, mini, mini parc, ceva micuț, un castel cu un topogan să urce copiii acolo și, bineînțeles, găleata cu lopețile și cu grebla să nu lipsească de la voi dacă mergi cu copii. Au și o terasă, e foarte fain, au burger delicioși cu și bar, bineînțeles. Iar aici, din ce am văzut, mai organizează din când în când tot felul de evenimente. Ori petreceri, vine și DJ, ori evenimente pentru familii, pentru copii, mai vin magicieni sau se fac tot felul de ateliere de creație. Astea din când în când, uneori. Deci nu i permanent. Ce este un loc tare drăguț, trebuie să vizitați locul ăsta. Recomandăm. Așa, câteva detalii, drumul este foarte bun, sunt două parcări pe partea dreaptă înainte să intri. Cred că atât ar fi la detalii. Încercați să mergeți cu barca și să mergeți încolo mai departe. Mai departe, priveliște foarte faină, super faină. Bun, hai la următoarea locație, Tarnița, că doar imediat urmează Tarnița. E, și anume de la Tarnița, Coada Lacului. E, noi am tot căutat, am vrut să mergem la Tarnița și o să și vezi pe drum fiecare scărări care merg în jos spre mal, dar toate sunt private, peste tot privat, 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 privat. Și noi am găsit coada lacului, este coada lacului, evident, e fix în capătul lacului, ai de mers mult, mult, mult pe malul lacului este la 20 de km de Cluj. Găsești asta pe Waze, scrie pe Waze coada lacului și te duce unde trebuie. Ce e acolo? Este o pajiște, o bucată de teren mai mare cu iarbă, deci nu-i nimic amenajat, nimic, e gol, e pur și simplu iarbă goală. Dar poți să faci grătar. Noi ne-am dus de acasă. Mâncare, grătar, ne-am dus pătură, am dus cort pentru copii să se joace și e foarte fain că poți să stai să te relaxezi, pur și simplu să-ți petreci ziua, te duci dimineața și stai până seara acolo cu prietenii, îți duci o boxă, îți nu știu ce, e mișto, e fain chiar când am fost noi nu era nimeni, era pustiu, nimeni, 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 nimeni deci e o zonă din asta mai ascunsă unde te duci doar tu cu gașca sau tu cu familia, cu prietenii și petreci timp împreună acolo e, și priveliștea e faină, nu vezi toată tarnița nu o vezi, dar chiar acolo în capăt este și o gură de revărsare prin care curge someșul cald. Așa m-am uitat pe hartă, someșul cald se scurge prin gura aia și se vede fain. E, e, e loc fain. Iar dacă aveți barcă gonflabilă, de ce nu vă puteți da cu barca pe apă? Noi am dus-o cu noi, dar ne-am uitat capacele bărcii, unde o umfli, am uitat capacele acasă și n-am putut să o umflăm. Dar o să mai mergem o dată și o să mergem cu barca noastră. Înainte să ajungi la destinație, o să treci peste baraj. Și îți recomand să te oprești la baraj pentru că e o priveliște. Wow! Deci e o zonă atât de frumoasă și pe partea dreaptă îi lacul sus cu dealurile alea acolo, îi se vede superb și sonă mișto de făcut poze. Iar pe partea cealaltă este un dita mai hău și jos se vede somișul cald, lacul anterior unde am fost, e frumos, oprește acolo. Așa câteva detalii, drumul este bun, când ajungi acolo o să cobori o să cobori pe o cărare din asta care te duce în jos chiar la coada lacului și acolo e drum neasfaltat, dar mergi încet câțiva metri până ajungi jos la partea aia cu iarbă. Și cu parcarea, nu este parcare pentru că nu e un loc amenajat, dar îți lași mașina acolo pe iarbă. Așa, hai să vedem ultima locație. Laguna Albastră. Asta e un pic mai departe de Cluj, este la 40 de kilometri și se merge spre Nădășel, la sensul la giratoriu din Nădășel, o iei spre Aghireș sau Aghireșul. Este un lac albastru, are un albastru așa de fain, îi turcoazul, are o culoare foarte fain în lacul și zona asta s-a format în urma, mine, deci a fost zonă de minerit, a fost de asta de exploatare pentru argilă, se, se lua argilă de acolo și așa s-a format lacul ăsta. O să vezi și pământul, îi, dealurile alea și tot felul de pietri și o să vezi și acolo pe dealuri este textura pământului, e interesantă. îi Se vede că e o zonă lucrată, că s-o săpat, că nu știu ce, că la la la. Nu este deloc nimic amenajat aici ce poți să faci este să te plimbi, să faci plimbare, poți să mergi roată lacul pentru că este mic. De asemenea, și aici poți să faci grătar sau picnic, să vii cu pătură, să vii cu niște alimente de acasă și să te relaxezi cu familia sau cu prietenii. Deci plimbările, am zis, explorați pe acolo, pe tot felul de cărări, urcați prin stânga, prin dreapta și chiar sus, îs și câteva grote. Noi am ținut acolo ziua de naștere a soțului, ne-am dus grătare cu masă, cu scaun, cu boxă, cu muzică, au fost foarte drăguți acolo. Chiar este un loc sus, urci undeva sus, dar trebuie să explorezi, e mic locul și ai timp să mergi roată și o să găsești un loc mai sus, unde poți să-ți pui pătura și toate cele și ai așa priveliște la lac, la picioarele tale este lacul. Așa, din nou, dacă ai barcă, poți să te dai cu barca pe lac sau poți să faci baie, noi am făcut baie acolo, am văzut și pescar, se poate și pescui. Din nou, nu mă pricep cu regulile, cu permisul, cu alea, te descurci tu dacă ești pescar. Așa, iar câteva detalii, ultimii kilometri, deși nu sunt mulți, nu știu, ultimii 2 kilometri, îs drum de țară, adică drum neasfaltat și drum foarte rău îi foarte rău. Nu ai grijă cu ce mașină mergi. Noi am mers ok cu un Volkswagen Passat. Bun, ce mai Mai este ceva aici. Bun, astea au fost locurile care ne plac nouă foarte mult. Mergem des aici. În weekenduri luăm copii și pa, am fugit din Cluj. Îi, ne întoarcem acasă atâta de încărcați și de bine dispus și mie îmi plac foarte mult ieșirile astea așa că îți recomand să le vizitezi pe toate dacă ai timp, iar dacă ești într-o vizită scurtă la Cluj, măcar una sau două dintre ele trebuie să le vezi. Bine, îți mulțumesc foarte mult pentru vizionare, să știi că mă ajută enorm de mult un like din partea ta, poate și dacă dai share clipului să vadă și alții să vină să viziteze pe aici. Și cred că urmează să fac și un clip cu locuri de vizitat în oraș, în Cluj-Napoca. Ce poți face în Cluj-Napoca? când o să fie gata o să las, uite, aici, aici sus, iar mai jos îți mai las un clip care s-ar putea să te intereseze. Îți mulțumesc încă o dată și v-am pupat!